Bun găsit, doamnelor, domnilor! Octavian Stânceu, sunt astăzi la Istoria Fotbalului. Continuă serialul dedicat activității în plan fotbalistic a profesorului Ioan Carțiș, fost rector al Universității Politehnica. Domnule rector, bine ați revenit în platou. Rămăsesem la AS Politehnica, echipa nou creată de către dumneavoastră și Universitatea Politehnică, erați deja rector din 1996. Echipa ajunge în Liga 3, chiar se bate la promovare. La un moment dat îl aduceți antrenor chiar pe profesorul Jack Ionescu, alături de care ați colaborat, iată, de-a lungul a atâtor decenii în fotbal. V-ați cunoscut din școală și... Da. Da, o mică povestioară și aici. Rotei a plecat la Bihorul, ne-a lăsat descoperit. Eu sunt rotariu. Rotariu, da. Și atunci căutam antrenor. Și m-am gândit ce-ar fi să îl provoc pe profesorul Ionescu, că era oricum fără angajament. Dar îmi puneam întrebarea, oare acceptă să antreneze în Liga 3-a Ionescu, care a antrenat așa multe echipe mari? Și atunci mi-a venit ideea, zic, ia să încerc eu la doamna Ionescu. Și dau un telefon. Mă prezint, ne cunoșteam și zic, ce e acasă? Nu, doamnă, vă rețin puțin. Spuneți-mi, ar accepta să îl angajez din nou ca antrenor la echipă de Liga 3-a. Și doamna, foarte inspirată, îmi spune, domnul rector, zice, îl cheamă iarba. Chiar așa a spus. El nu poate trăi în afara fenomenului fotbal. Credeți, pot să-l antamez, pot să-l contactez cu încredere. Sunt sigur că dânsul a avut o influență în a-l determina să vină spre noi. A fost o conlucrare frumoasă, profesorul nu mai trebuie să-l prezint eu, că s-a prezentat singur. Și nereușita respectivă m-a îndemnat, am fost și conștient, că nu, n-aș mai putea ține echipa, nu în Liga 3-a, doream în Liga a 2-a să intrăm, da. Pentru că nu aveam resursele financiare. Înainte vreme, tot sportul avea asigurat bugetul pe toată perioada competițională, de pregătire și tot. Acum trebuia să găsesc resurse din alte zone. Și atunci a fost un moment care a determinat o nouă abordare. În perioadele de pregătire a echipei din Liga a 3-a, am căutat mereu sponsori, deci oameni care să ne ajute, nu cu bani, dar să acopere unele, să ne asigure unele servicii, de transport, de cazare, de cutare. Și printre cei care ne-au ajutat în câteva rânduri, a fost și directorul de la Băile Herculane, profesorul Cristescu, că îi dau și numele, care ne-a ajutat și a acceptat, dar spunea așa, eu pot să vă asigur cazarea, fără cheltuială, dar nu pot să vă asigur și masa. Și atunci apelam în zona agricolă, unii au dat un porc, alții au dat câteva sute de ouă, alții au dat brânză, etc. Și așa am reușit, apă minerală și tot ce trebuia acolo, și așa am reușit să ținem echipa și să am contactul cu profesorul de care vă spun. Și odată întâlnindu-l în Timișoara, îmi zice, cum stați? Zic, tot caut sponsor. Zice, stați că încerc eu să vă fac o legătură. Și îmi face legătura cu Iosif Armaș, cel despre care se vorbește în alt termen, că nici nu mai e în libertate. El era considerat atunci un potent om de afaceri. Și facilitează întâlnirea la Herculane. La întâlnirea respectivă a fost invitat și Doboș și a venit pe lângă Doboș încă un ziarist din Cluj, îmi scapă numele acum, și antrenorul... Tiberiu Petriș. Tiberiu Petriș, așa, el a fost ziaristul și zi repede antrenorul... Panduru? Panduru. Sau German? Nu, Panduru. A venit direct Panduru. Panduru. Stăm de vorbă, am zis,
vă mai gândiți, ne mai gândim și dar îi fac o invitație lui Toni să vină la Timișoara, să-i arat ce putem noi să-i oferim și el să vină cu echipa și să facem asocierea, așa i-am zis atunci. A venit, a văzut, i-a plăcut totul, am demarat actele oficiale, deci procedura, și am făcut, nu asociere, ci asimilare. Dar n-am înțeles nici atunci de ce trebuia să asociem numele Politehnica și AEK. Spunea că... Pentru asta că... a fost dorința lui Dobos, care a fost jucător la da, AEK Atena, a înființat AEK București, din fosta Fulgerul Bragadirului, exact. I-a schimbat numele, da. Mă rog. Deci, repet, n-am înțeles atunci de n-am ce... N-am înțeles nici noi, nu de, înțelegem de ce nici trebuie, acum. Că se spunea că e obligatoriu un an de zile, după care s-a și șters, așa. Da. Plecarea a fost bună. Noi am ajutat foarte mult în perioada aceea, susținerea echipei cu cazări, cu multe altele. Și pornirea a fost, aș spune, acceptată și acceptabilă ca rezultate. Că în final am ajuns la baraj cu Buzău, asta este deja altă treabă. Da, dar, la baraj de menținere. Da, dar ne-am menținut de, în continuare. Și mai ceva să fie îngăduit. Deci, în acel an... Fosta noastră echipă, pe scheletul ei, s-a constituit, că încă mai era tineretul. Echipa de tineret a Politehnicii din acea perioadă... A cucerit titlul național. Întâia dată și singura dată... Cu Viorel Vișan antrenor. Exact, a fost campioană națională cu Vio antrenor. Da, în 2003, sub numele de Poli AEK. Vreau să spun că în acea vară 2002 a fost un mare punct de inflexiune în istoria fotbalului timișorean. Poli... În variantă clasică, retrogradează din divizia B, Zambon deja nu mai avea treabă de jumătate de an cu echipa. Echipa era practic nimănui, juca în divizia B cu juniorii, retrogradează și cu o penalizare uriașă de 33 de puncte. Practic se desfințează în acea vară. Iar ASE Politehnica, echipa reînființată cu câțiva ani înainte de rectorul Carțiș, de Universitatea Politehnica, fiind în Liga a III-a, fuzionează cu AEK București, o echipă nouă apărută, promovată în acea vară în Liga I. Din această fuziune se naște Poli AEK Timișoara și chiar mi-amintesc că în acea primăvară 2002, înainte de fuziune, am jucat, eu fiind proprietarul și antrenorul echipei din Sân Andrei, din campionatul municipal, mă mândresc că am reușit să jucăm un amical pe Știința cu ASE Politehnica, era Jackie Ionescu antrenor, și am rezistat până în minutul 26:00, s-a terminat 11-1 pentru Politehnica. Ați fost președintele de onoare al lui Poli AEK, inclusiv după venirea lui Marian Iancu în rol de finanțator. Au fost ani frumoși pentru fotbalul timișorean, deși dacă analizăm mai bine anumite lucruri, poate vedem cu alți ochi totul. Una peste alta, credeți că a fost bună acea măsură din 2002? Acea fuziune, acea renaștere prin Poli AEK? Eu și acum mă consider că a fost benefică și aș spune chiar necesară, pentru că a trecut foarte mult timp când Politehnica nu era reprezentată în prima ligă. Așa. Când generații de tineri nu apucau, de la nu apucau să vadă meciuri decât la televizor, din prima ligă. Și am zis că este momentul în care se poate face. Mai mult, am considerat că este oportun, cum se spune, să ard etape, să nu mai așteptăm iarăși ani și ani de zile, când acum se poate face acest lucru. Și, repet, s-a dovedit benefic. Ceea ce m-a întristat la un moment dat, felul în care, când n-am mai fost rector, Doboș... Anul 2004, da, ați încheiat al doilea mandat. Exact. Deci Doboș a predat echipa lui Iancu, firma pe care o patrona, așa mai departe, și când nu lipsa prezenței mele acolo, dar a făcut ca lucrurile să evolueze pe de o parte în sens ascendent, dar pe cheltuieli mari și despre care se știe acum cum s-au gestionat,
Pe de altă parte, faptul că proiectul s-a rupt brusc, la un moment dat, pe considerentele pe care astăzi și justiția le judecă și le apreciază și consecințele s-au văzut. Știu că ați rămas foarte apropiat de fenomenul fotbalistic. Cum priviți, că am ajuns, iată, încet, încet am ajuns aproape la prezent, cum priviți actuala echipă numită ASU Politehnica, dar ea e Politehnica Timișoara. Mai trebuie să primim și palmaresul acela odată. Cum priviți perspectiva pe termen scurt și mediu? În primul rând aș spune că este echipă de suflet. Mi-aparține și sunt total dăruit, chiar dacă nu particip la toate jocurile și așa mai departe. Apreciez inițiativa acestor băieți care se cheamă și constituie drucheria pentru ceea ce au făcut și fac în continuare. Rezultatele pe care le-au înregistrat până acum sunt, aș spune, extraordinare. Ținând seama de ceea ce își doresc și unde este suportul financiar. Deci au făcut lucruri formidabile. Dar ca să intri în prima ligă, ei trebuie să știe că este nevoie de trebuie căutate alte resurse care sunt sau nu sunt la dispoziție, dar ele trebuie căutate. Nu-i locul și cazul să expun eu câteva dintre ele, dar este absolută nevoie. Va trebui să găsească asociere cu un investitor care își promovează până la urmă afacerea prin Politehnică, dar care să susțină financiar, să aducă banii necesari contractării de noi jucători de valoare și inclusiv susținerea în competiții mai mari, care înseamnă și cheltuieli mult mai mari. Atmosfera este fulminantă, este bună. Eu, când nu sunt televizate meciurile, mă uit că am bucuria să te urmăresc cum transmiți meciurile. Mă bucur la rezultatele bune, mă întristează când mai apar și nereușite, dar nu trebuie renunțat la acest proiect. El trebuie îmbunătățit în permanență și susținut. Sunt mulți oameni și în Timișoara, dar nu numai, alumnii, deci Asociația Absolvenților Politehnicii, oameni împrăștiați în lume. Este mult mai potrivit în momentul de față, zic, să aduni puțin de la mulți decât să aștepți să iai mult de la unul singur. Deci asta este mai la îndemână și ei merg pe asta, dar trebuie extinsă. Și ar fi necesar să se consulte cu oameni cu viziune în ceea ce primește, ce privește atragerea și găsirea de fonduri. Nu e ușor, dar cred în proiectul ăsta. Da. Domnule rector, mai avem câteva minute din această emisiune și ca o concluzia acestor decenii de fotbal polist, v-aș întreba care au fost, în opinia dumneavoastră, cei mai mari trei jucători ai Politehnicii din toată această perioadă de prin 1950 și ceva încoace. Sau de la promovarea din 48 încoace. Să luăm din 48. Da. Aș începe cu Andrei Rădulescu. Celebru vârf de atac de la Venus București, da, jucător de echipă națională în anii 40-50. A fost un mare, mare jucător, vârf de atac, ambele picioare, impetuos, foarte bun marcator cu capul. Avea ceea ce înseamnă farfici, toată lumea știe ce goluri dădea peste. Deci a fost emblematic. Dintre ceilalți l-aș nominaliza pe Brânzei. Tavi Brânzei, stoperul echipei de aur. Sigur că da. Tavi Brânzei are și el o istorie. A fost luat de la Electrica. De Electrica, deci Timișoara. Din campionatul județean. Copil de preot, scutare, dar s-a adaptat foarte bine și a crescut mereu la Poli, după care a plecat la Constanța și de acolo a jucat puțin și pe la CFR ca o sancțiune
politică, în fine, sărim. În 58, da, am auzit de treaba asta. Cred că în 58, deci, după ce a cucerit Cupa Lumii. Ăsta ar fi al doilea. Și al treilea mi este greu să... Sunt foarte mulți. Să balansez că nu pot să-l omit pe Cojereanu, da, ca un cerebral conducător de joc și așa mai departe. Lereter a fost un mare fotbalist la noi. Cici Manulache mai târziu. Deci am avut buchet de oameni care... Coltinișanu, Dembroschi. Sigur că, dar care au cochetat cu loturile naționale. Deci au fost îndrăgiți, respectați, iubiți de timișoreni. Domnule rector, vă mulțumesc mult de tot pentru prezența în acest serial maraton și sper că pe viitor vom mai vorbi atât despre chestiuni punctuale de istoria fotbalului, anumite momente, cât și despre prezent, despre viitor, pentru că ne dorim cu toții să revină Poli. Iată, în acest serial am povestit de contactele pe care le-ați avut cu Iosef, cu Sepp Blatter, cum e, Iosef e numele lui, cu Lennart Johansson, președintele UEFA, cu Hilly Hill, patronul lui Atletico Madrid, cu Ramon Mendoza, președintele lui Real Madrid, nume absolut uriașe, și de vremurile în care Poli se bătea și elimina în Cupa UEFA pe Atletico sau în Cupa Cupelor pe Celtic. Să sperăm că vom fi ce am fost și mai mult decât atât, vorba lui Petru Rareș. Vă mulțumesc mult încă o dată, mă mândresc tare mult că mi-ați fost profesor în anul 4 de facultate și puteți confirma că am fost un student bun. Și știți cum se spune, aș chiar nu sare departe de trunchi. Tatăl dumneavoastră, de la intrare în Politehnică și pe parcurs, a fost un element strălucit. Strălucit, foarte bun student și după aceea inginer. Și îi călcați pe urme, într-un fel, chiar dacă nu în inginerie acum. Mulțumesc frumos, tatăl meu se va bucura să audă ce spuneți în această emisiune. Iată, Universitatea Politehnică, pe lângă școală la cel mai înalt nivel, a avut și echipe sportive la cel mai înalt nivel, dar și conducători de sport proveniți din rândul cadrelor didactice, cum este și actualul rector al Universității, profesorul Viorel Aurel Șerban, oameni care, iată, au scris istorie, de aceea spun și am să spun întotdeauna că desprinderea clubului de universitate, atunci la începutul anilor 90, a fost o tragedie fără seamăn care a generat dezastrul ulterior. Domnule rector, mulțumesc tare mult încă o dată, să vă dea Dumnezeu sănătate, să ne revedem cu bine în această emisiune sau în cealaltă tribuna polisportivă de luni, iar stimați telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră și să auzim numai de bine.